De la începutul anului și până în prezent au fost aproape 12.000 de solicitări la serviciul de ambulanță al județului Salaj, ceea ce ar însemna aproximativ 1.970 de solicitări lunare. Există o peridiocitate a solicitărilor, astfel că în lunile de iarnă cele mai dese cazuri pentru care este chemată salvarea sunt alunecările pe gheață sau degerăturile. În lunile de primăvară, cele mai multe solicitări sunt din cauza intoxicațiilor cu ciuperci sau a căzăturilor din copaci, iar în lunile de vară, ambulanțele sunt solicitate de obicei pentru scăderile de tensiune cauzate de canicula de afară. În ultima perioadă, solicitările nu au fost atât de dese. Solicitările uh ca o medie, ce să vă spun, chiar e o perioadă mai, mai puțin aglomerată. Ultimele zile văd că ne solicită câte 50, 55, 61, dar au fost perioade cu 90, 100 de solicitări, iar repartizarea acestor solicitări, sigur că o pondere de vreo aproape 50% este la Zalău. Din ce în ce mai des, serviciul de ambulanță a început să fie solicitat pentru tentative de suicid. Aproape zilnic, la nivel județean, apelurile către 112 trimit ambulanțele către persoane care au încercat să-și ia viața în diferite moduri. Puține sunt zilele în care nu există tentative de suicid, cu diferite forme, dar cel mai des cu substanțe sau cu medicamente. Serviciul de ambulanță urmărește activitatea în întreg județul Selaj și de aceea vor să implementeze stațiile TETRA. Aceste stații ajută dispeceratul să afle câte ambulanțe sunt plecate pe teren și unde se află fiecare. Beneficiile de pe urma implementării acestor stații le vor simți toți pacienții deoarece cu ajutorul lor dispecerul va putea afla care ambulanță este cea mai apropiată de zona din care s-a primit ultimul apel de urgență și astfel timpul în care ambulanța va ajunge la pacient va fi mai scurt.